Viața cu lui. Vara necazurilor mele. Vacanța de vară. Pentru majoritatea copiilor însemna eliberarea de sub tirania școlii. Pentru mine însemna teroare. Hei, Lugi! Știi cât e ceasul? Nu știu, 3:30? Greșit, e ora castanelor. Dar asta a fost la prânz. Ce fraier ești, sunt ore suplimentare pentru castane, e vară, e vară. Am uitat să-mi dau ceasul înapoi. Din fericire exista un mod de a scăpa de castane și știam soluția. Urma să plec în tabără, pentru 4 săptămâni de fericire maximă în lipsa lui Glen Glen. De ce? Plec în tabără! Ce? Ce-o fi asta? Ce mănâncă oamenii ăștia? Care-i treaba? Nu-l puteți trimite pe Tommy în tabără. O, lui! Pe tine te-am lăsat să pleci când erai de vârsta lui? Da, dar plec în tabără ca să scap de Tommy. Prima mea tabără a fost la 3 luni. Mă duceam în fiecare vară. La 6 ani m-au făcut instructor deja. Noi vrem ca Tommy să se distreze la fel de bine ca și tine. Păi nu puteți să-l țineți aici, să-l mutați în altă cameră și să ziceți că e tabără? Subiectul e încheiat, lui. Ori mergeți amândoi în tabără, ori nu merge niciunul. Cum preferi. Hei, doar pentru că am plecat împreună nu o să fiu pe post de babysitter. Când ajungem la Cicamei, nu te cunosc și nu mă cunoști. Pricep? Deodată l-am zărit. Era autobuzul care mă ducea pe tărâmul fără castane. La revedere! Să fiți cuminți! O să vă trimit prăjituri? Hei, poți să stai aici? Da, cred. Victorie, în sfârșit. Știi cât e ceasul? Glen, Glen, nu cumva te-au amorțit degetele? Că bine zici, Lucille. Puțin mai târziu schimbăm locurile ca să te lovesc cu mâna stângă. Mersi, amice. Nici o problemă, sunt aici să te ajut. Mișcă, lunaticule. N-ai bagaje, Glen, Glen? I-am pus pe alții să-mi care valiza. Pe cine? Pe tine. Ți-am scos toți indispensabilii din valiză când nu te uitai. Ți-i dau înapoi când terminăm. Ce situație ridicolă. Hei, Tommy, stai în cabana 7. E confortabilă. Ce-ți pasă ție? Cabana 6. Și eu la fel. Hei, poate suntem colegi. Hei, aproape. Dacă scazi 7. Ai picat la țang, Lugi. Am ales șeful cabanei. Mă întreb cine a câștigat. Tergio, e patul meu. A greșit, e patul meu. Păi eu unde dorm? Vreau acasă, mi-e dor de mami. Mi-e dor de mami. Ți-e dor de casă? Precis și ție ți-e dor de ai tăi. Ia zi. Îți place ca mama ta să te bată la cap să mănânci varză de Bruxelles? Nu. Îți convine ca fratele tău să te gâdile mereu? Nu. Tu ce zici, amice? Ai vrea să fii acasă, să tuzi iarba și să speli vase? Normal că nu. Că-ți scați ochii, prieteni, nu mai suntem acasă, ci în tabără, exact, în tabără. Cu te mare, care rimează cu pe de la o piscină! Tabăra Cicamei, vă pot ajuta? Un moment, vă rog. Atenție, copii! Îl rog pe lui Anderson să se prezinte la birou. Lui Anderson e chemat la telefon. E mama la telefon. Repet, e mama ta la telefon. Repet, mama ta e la telefon. Sună mami, sună mami. Bravo ție, loser! Ai bătut recordul mondial de papă lapte! Abia am ajuns și te-a și sunat, mămica! Zice-ți, mai trimită niște chiloței! Lui, nu
Nu exagera. Sunt sigură că nu te vor pune să dormi pe patul ăla stricat. O clipă. Nu? Nu cred că ai vărsat. Încearcă să te distrezi, lui. Bine. Pa, pa. Aura, vreau să discutăm despre convorbirile pe distanță lungă. E scandalos! Țările mici plătesc mult mai puțin decât noi. Uite, trebuie să... Alo? Da, da, accept taxe inversă, da, da. Ah, iar mă ignoră. Julie? Bună, dragă! Ascultă, nu, nu pot să vorbesc acum. Pot să te sun mai târziu? Ah! Bine. Cine era, Julie? Fica noastră, Julie? Julie care locuiește în Oregon? Codul zonei 503? Ha! Da, dacă ai terminat, o să o sun. Trimite-i un porumbel călător. Da, bine. Da, a sunat și ea să-mi ceară o rețetă, că tot n-a învățat să gătească. Dar dacă soțul ei o părăsește, se poate întoarce la noi oricând, nu? N-ar fi drăguț? Salut-o din partea mea. Tu, credeam că ești centralistă. Sunt multitalentată. Care-i treaba? Am înghițit spumă de ras, cred că am ulcer. Trimite-mă acasă. Frumoasă încercare, șterge-o de aici. Sigur că n-ai uitat să noți. Copii, astăzi exersăm scufundările. Aveți întrebări? Da. Dacă apa e mai mică decât credeai și ne lovim de fundul lacului. Ei, hai, ești prea pesimist, Luni. Lui. Hai, Luni, explorează. Lui. Hei, uitați ce am găsit. Ei, aia, arată ca o pânză. Arată ca o parașută. Prinde-o! Gata, lecția s-a terminat, ieșiți din apă. Și tu, Luni. Prefer să rămân dacă nu vă deranjează. Îmi place la nebunie să explorez. Așa te vreau, Luni, îmi place cum gândești. Tavăra de copii, bună ziua, doamna Anderson. Cum de unde știu? Am ghicit. O clipă, să văd dacă-l găsesc. Lui Anderson, prezintă-te la birou, te rog. Mama ta e la telefon. Iarăși. Doamne. Ești nervos? Sunt dezbrăcat. Nu te gândi că ești dezbrăcat, ci că nu ești constrâns de lumea reală. Înțelegi? Bine, care-i problema, băiete? Vreau acasă. Urăsc tabăra. Nu folosim acest cuvânt. Nimeni nu urăște tabăra. Unele chestii ne displac. Dacă sentimentul e profund, ne displac enorm. Dar nu urâm nimic. Nimic. Îmi displace îngrozitor tabăra. Îmi displace să mi se agase slibul într-un copac. Și te detest din toată inima. Văd că te-ai prins. Da, Olivia, băi, ți se simt minunat. Da, uite, uite, chiar acum fac niște prăjituri ca să le trimit. Acum ce mai e? O broască m-a lins pe față. M-am molipsit cu virusul descompunerii. E cazul să mă trimiți acasă. Frumoasă cercare, șterge-o de aici. Arcurile sus și trageți! Hai, Toto! Așa da, țintă! Bingo! Oh, mi-am rupt mâna. Păi, am pus-o la loc. Dar dacă mă infectez, trimite-mă acasă să mă consulte un specialist. Ce mai faceți, doamna Anderson? De ce nu-l chemați dumneavoastră? E chiar afară. Ui, e mămică! Voiam să știu doar dacă ai destul chilos, puiule. Să nu-i port două zile, te pup! Mai era doar o săptămână până la sfârșit, dar știam că nu mai pot suporta nicio clipă. Era timpul să iau măsuri. Era timpul să evadez, să iau trenul și să dispar din tabăra Chucky. Lui, ai ajuns la timp pentru plimbare. Din păcate, trenul deraiase la scurt timp după plecare. Astăzi vom lucra în echipă, Lonnie. Oh, nu cu el. Prefer să nu am niciun prieten.
Da, las-o baltă. N-o să fiu amicul lui Lughi. Astăzi aveți ocazia să învățați să lucrați în echipă. Ne legi ca pe niște animale? Gândești negativ? Vă unesc cu o legătură de încredere. Vin, nu pot merge așa de repede. V-ați dezvoltat capacitatea de cooperare, băieți. Ia sunt verb. Avem un sistem, mă trage, iar eu mă las târâng. Oprește-te. Am căzut. Te rog, oprește-te. Ei, ce naiba faci? Ne odihnim. Ce tu spui? Numai eu am muncit. M-am târât câțiva kilometri. Păi eu sunt de vină că nu-ți menții echilibru? Hai, unde sunt ceilalți? E prea multă liniște. Cum poate omul să se odihnească fără să audă lui m-a agățat de prăbușii? Tommy mi-a grăbat ciorapii preferați. Oh, ție ți-e dor de băieți. Poate că-mi lipsesc vocile lor și poate că mi-aș dori să-i văd. Dar o fotografie sau o casetă pot rezolva oricând problema. Da. Aha. Iar le trimiți prăjituri? Da. Cum le trimiți, prin poștă? Așa intenționam, dar m-am învățat. Știu că nu poți avea încredere în serviciile lor. Ai mare dreptate. Aș vrea să trimit prăjiturile prin cineva de încredere, Andy. Poate... Bine, obligă-mă, mă duc eu. Nu e cazul să mă ameninți în halul ăsta. Bravo ție, Lulu. Ne-am rătăcit. Ce tot spui? Tu conduceai echipa. Pe aici. Bine, dăm cu banul. Cap facem ca tine. Pajură facem ca mine. Bine, dar nu am moneda. Cine a zis că ne trebuie? Te arunc pe tine. A, merg unde vrei tu. Nu găsesc pe fratele meu. Fii fără grijă, amice. Folosim sistemul echipei. Vezi tu, în asta constă eficiența sistemului. Dacă unul se rătăcește, celălalt îl duce acasă. Dacă unul dintre ei greșește drumul, cine stă alături? Prietenul lui! Vezi? E perfect! Serios? Și dacă se rătăcesc amândoi? Oh. Ei, Lughi, știi cât e ceasul? Știu. E ora castanelor. Nu, serios, cât e ceasul? Nu știu, 4:30 sau 5. Adică în curând se întunecă? Doar nu te temi de întuneric. Ce ține gura, băi, lumeniță, dacă se află o încurci. Și dacă vrei să știi, nu mi-e frică deloc. Mă deranjează lipsa de lumină. Unde naiba e curba? Unde se duc banii mei? Drumul ăsta e cumplit! Pe aici, Lurii! Unde mergem? Aud zgomot, cred că am ajuns. Pare a fi un râu. Nu, e tabăra, știu sigur. O zic eu, se pare că... Bună ziua, sunt Aura Anderson. Nu sunt aici, să nu spui nimic. Nu sunt aici. No, estoy aquí. No. Regret, dar lui e în excursie. Să îi transmit un mesaj, doamne? Nicio problemă, aștept. S-ar putea să dureze. Nu mă supăr, aștept. Poți să-l descrii, fiule? Par bogat, ochi înțelepți, un chip care a văzut tot ce se putea vedea în lume. El e! Nu-ți face griji, fiule. Probabil că se joacă prin pădure și se distrează pe cinste. Nu e niciun râu aici. Am vrut să fiu sigur că prăjiturile ajung întregi. Lui a dispărut! S-a rătăcit în pădure! Ce? Hei, Glenn, ți-a intrat ceva în ochi? Nu! Și dacă mai pui întrebări, îți umflu ochii! Bine, e corect.
Bine, evadatul a pornit la drum de 6 ore. Viteza media unui copil e foarte, foarte mică. Eu mă târăz mai repede decât aleargă el. Dar oricum, vreau să căutați ținta în fiecare fermă, cuib de găini și magazin de gogoși pe rază de 1000. Hai, numele evadatului e lui Anderson. Da, îmi lipsește și Glenn ăla mare. Acum, hai să-l găsim pe lui. Hei, Glen Glen. Ce vrei, Lughi? Nimic. Mă gândeam că îți este foame. Ai împărțit prăjiturile cu mine? Păi, cutia asta nu. Hei, Lughi. Da? Mersi. Era ciudat. Venisem în tabără ca să scap de Glen. Și iată-ne, legați împreună, rătăciți în sălbăticie, morți de foame. Cel mai plăcut moment din toată vacanța. Hei, Lughi. Să nu spui nimănui că ți-am mulțumit. Altfel... Știu, știu. Altfel am încurcat-o. Nu v-ați rătăcit, domnule Anderson, nu-i așa? Glumești? Nu cunosc sensul acestui cuvânt. Înseamnă să nu ai habar oriunde te afli. Tabăra e aici. E zgomot. Vedeți? Știu exact unde mă aflu. Sunt ca un glob pământesc. Și acum se rostogolește. Trezește-te și hai, Glen Glen. Mămico, mi-a căzut pătura și nu-mi găsesc pernuța. S-a zis cu coșmarurile în următorul an. Sus, Glen Glen. De ce? E deja dimineață? Hai să-ți căutăm pernuța. Uite, ei sunt! Lui, Glen Glen! V-a fost frică? În nicio secundă! Ați văzut un urs? Numai cel de care sunt legat. Gata, nu vă faceți griji, am reușit, sunt teafăr. Nu era nevoie să mă întâmpinați. He? Ce? Jură, domnule ofițer, că nu vă înțeleg deloc. Nu i-am legat eu pe copii, nu! Aha, ar fi cazul să mergem la secție. Ce? Mă arestați? Mai avem de lucru. Nu gândiți negativ, domnule antrenor. Da, nu te gândi că ai fost arestat. Gândește-te că ai ocazia să explorezi îndeaproape secția de poliție pentru multă vreme. Le-am oferit vacanța vieții lor, auzi? Nu mă prea pricep la sport. Mă voi bucura de spus că iau o mică pauză. Ultima săptămână în tabără a fost grozavă. Am înotat, am jucat fotbal, am învățat să trag cu arcul și, spre bucuria mea, nu am mai primit castane. Mama! Oh! Cât timp am stat în pădure, cred că Glen Glen a învățat să mă respecte ca pe un seamăn. Hei, lui, știi cât e ceasul? Vreo 3. Greșit! Peste 10 secunde primești castane! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Fiecare are rolul său în viață. Și nu mă așteptam ca Glen Glen să înceteze cu glumele. La urma urmei se pricepea de minune. Livrare specială de la telecomunicații! De la ăștia nu primesc decât note de plată. Da, ai ghicit! Aura! O clipă, dragă! Vorbesc la telefon! Da, dragă! Bună e tata, ce naiba? Cât stați ai tu? Te-am sunat să te aud, nu. Nu e nicio urgență, nu. Plătește când ai bani.